Teoria lui Freud cu privire la dezvoltarea psihosexuală susține că pe măsură ce creștem, trecem prin 5 etape critice. Dorința noastră sexuală, pe care Freud o numea libido, se concentrează într-o zonă erotică diferită în fiecare etapă. Fazele sunt numite orală, anală, falică, latentă și genitală. Dacă experiența noastră în oricare dintre aceste etape a fost traumatizantă, putem dezvolta fixații ulterioare în viață, precum nevroze, dependențe, adicții sau depresie. Etapa orală, vârstă de la 0 la 1 an. În primul an al vieții noastre, descoperim lumea prin simțul oral. Plăcerea noastră principală provine din subtul sânului mamei sau al unui biberon. Conflictul care apare acum derivă din încercarea de a ne dezvăța de codependența asociată îngrijitorului nostru principal. Vlad este dezvățat de subt, fără traume. Mama lui Mihai încetează să-l hrănească la sân la 4 luni după naștere, ceea ce este prea devreme. Ana este adesea lăsată singură și plânge când este flămândă. Vlad devine un adult sănătos și independent. Mihai suferă o traumă și dezvoltă o fixație orală. El încearcă să compenseze acest lucru mestecând gumă tot timpul. Ana își petrece întreaga viață căutând stimularea orală, de care a fost privată ca bebeluș și, prin urmare, dezvoltă o personalitate manipulatoare și dependentă. Etapa anală, vârstă de la 1 an la 3 ani. Scopul libidoului nostru la această vârstă este controlarea vezicii urinare și a mișcărilor intestinale. E momentul în care învățăm să folosim olița. Părinții lui Vlad îl laudă pentru încercările sale de a folosi toaleta și îl încurajează să învețe în ritmul său. Părinții lui Mihai îl forțează să-și facă nevoile la oliță prea devreme și îl pedepsesc pentru greșeli. Părinții Anei neglijează complet orice eforturi de instruire în acest sens. Vlad dezvoltă o personalitate competentă și o relație bună și echilibrată cu autoritatea. Mihai dezvoltă o personalitate anal retentivă, devine un adult despotic și zgârcit, cu un dezgust față de propriul corp și o tendință de submersivitate față de autoritate. Ana dezvoltă o personalitate anal expulsivă, devine dezordonată, dezorganizată, indiferentă la sentimentele celorlalți și rebelă în fața autorității. Etapa falică, vârstă de la 3 la 6 ani. Libidoul nostru se îndreaptă acum spre organele genitale, pe măsură ce descoperim diferențele dintre sexul feminin și masculin. Conflictul băieților în această etapă apare ca o formă de rivalitate față de tatăl lor, numit complexul lui Oedip. Vlad și Mihai doresc să-și posede mama și fantezează cum ar putea scăpa de tatăl lor. Totuși, ei știu că tatăl este mai puternic și se tem de pedeapsa care ar putea veni odată cu manifestarea dorinței lor. Freud o numea anxietatea față de castrare. Ana trăiește invidia față de penis. Ea crede că penisul este cheia puterii și dominației, motiv pentru care își dorește să posede unul. Tatălui Vlad a fost foarte prezent în această etapă. Mai târziu, acesta rezolvă conflictul prin identificarea puternică cu tatăl său, învățând astfel să-și asume rolul masculinității. Ca adult, el respectă ambele genuri. Mihai, al cărui tată a fost absent în această fază, nu reușește să dezvolte un simț puternic al masculinității. Are o fixație pentru mama sa și este incert în privința propriei sexualități. De asemenea, tinde să fie agresiv față de femei și are mereu nevoie să intre în competiție cu alți bărbați. Ana, ca toate femeile, menține invidia penisului toată viața, ceea ce provoacă în cazul ei un complex de inferioritate față de bărbați. Faza latentă, vârstă de la 7 la 13 ani. În această fază, libidoul nostru este suprimat pe măsură ce energia sexuală este sublimată de dezvoltarea abilităților necesare vieții. Superego-ul nostru devine mai puternic și ne identificăm profund cu anumite valori sociale, cu eroi de același sex și cu prieteni. Vlad are multe hobby-uri. Mihai iubește școala și Ana își face mulți prieteni noi. Nu există un conflict real în această etapă. Toți trei beneficiază pentru restul vieții de abilitățile dezvoltate în timpul perioadelor de latență. Etapa genitală, de la pubertate până la moarte. Odată ce ajungem la pubertate, libidoul nostru începe să redevină activ și dezvoltăm un interes față de parteneri sexuali.
Vlad, Ana și Mihai se confruntă cu provocarea de a echilibra dorințele sexuale ale idolului și nevoile superego-ului de a respecta normele sociale. Dezvoltarea unui ego puternic ajută la atingerea unui compromis între cele două. Vlad, care a avut o copilărie fără multe traume, reușește să-și construiască un ego puternic. Este disciplinat în muncă, are o relație iubitoare și o viață sexuală satisfăcătoare. Ego-ul lui Mihai este mai slab decât superego-ul său. El respectă normele și autoritățile și ca urmare își reprimă dorințele, ceea ce duce la dezvoltarea perversiunilor. Ana are ego și superego slabe. Nevoile sale sexuale sunt mai importante decât normele sociale sau sentimentele celorlalți. Este egoistă și nu simte vinovăție față de încălcarea legilor sau rănirea altora. Pentru a înțelege teoria, trebuie să o vedem în contextul celebrelor studii ale lui Freud despre inconștient. Recunoscând că avem un subconștient, sugerăm că păstrăm, fără să ne dăm seama, amintiri din copilăria timpurie și alte experiențe. Aceste experiențe anterioare influențează ulterior comportamentul nostru în mod inconștient în fiecare zi. Freud susținea că mintea noastră funcționează în trei sfere pe care ni le putem imagina ca un submarin. Nivelul inconștient e locul unde operează idul. Nivelul preconștient aparține superego-ului. Nivelul conștient și preconștient e locul ego-ului nostru. Copiii sunt conduși de id și cer satisfacție imediată. În jurul vârstei de 7 ani, începem să dezvoltăm un superego și ne dorim să devenim cetățeni morali cu scopul de a-i mulțumi pe ceilalți. Ego-ul se formează în adolescență pentru a echilibra cele două forțe. Sigmund Freud a fost un neurolog austriac și fondatorul psihianalizei. Freud a propus teoria că inconștientul își amintește și stochează toate experiențele noastre, acestea reapărând ulterior din când în când prin vise și gânduri asociative. Prin revelarea amintirilor și dorințelor traumatice cu ajutorul conversației, ne putem elibera de nevrozele noastre și putem trăi o viață mai sănătoasă și împlinită. Nu ar trebui să ne străduim să eliminăm complexele, ci să ne împăcăm cu ele. Acestea legitimează felul în care ne comportăm în lume, recomanda el. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.